Sunt Moisei Ștefan din clasa a 12-a, de la Colegiul Tehnic din Trechia Comunești și am pregătit pentru dumneavoastră două creații literare, în vers, pe care sper să le delectați. Aspirație. Am să culeg flori de mai și am să le prefac în praf stelar, ca să umplu cerul meu de spirale. Calea lactee va fi mai strălucitoare. Am să fac un pământ mai mare, un ocean mai adânc și un munte mai înalt decât coloana infinitului. Universul acesta vei fi tu, iar eu un demiurg oarecare. Dar acum e martie și pământul e încă alb și rece, iar florile încă dor. Cu tine. Aceasta a fost prima. Da, te mai ascultăm, Bogdan. Ștefan, pardon. Păi dacă n-ai spus clar. Deci cea de-a doua. Da. Cea de-a doua, omul din oglindă. Nici azi nu l-am recunoscut pe omul din oglindă. Nu am vrut. În ochii lui, mi se pare că se ascunde gândul meu. Dar el, omul din oglindă, mi-e străin. Dacă vreau să-l ating, e rece. Ca un mort. Privindu-l mai atent și privirea e de viață. Pentru că în ochiul lui, pală, pâlpie o flacără. Până diseară se va stinge. Eu nu sunt omul de lucru. Mulțumesc.